Câțiva călugări tineri i-au cerut părintelui Paisie cuvânt de folos, iar el le-a spus. De trei lucruri trebuie să se păzească mai mult călugărul. De beție, de iubirea de arginți și de vorbirea cu femei. Un alt călugăr a cerut bătrânului cuvânt de folos, iar părintele Paisie i-a răspuns. Lasă-te întotdeauna în voia lui Dumnezeu și vei avea pace în sufletul sfinției tale. Fă ce ți se poruncește, nu lucra nimic fără binecuvântare. Când nu știi, întreabă. Iar când nu ai pe cine întreba, roagă-te și Dumnezeu îți va arăta calea cea bună. Dar când sunt lăsat să aleg singur și nu știu care este voia lui Dumnezeu, ce să fac, părinte? Roagă-te stăruitor cu post și metanii, măcar trei zile și ascultă de glasul conștiinței. Cum te cheamă ea mai mult, aceea este și voia lui Dumnezeu. O femeie bolnavă s-a mărturisit la bătrânul și i-a cerut canon. Iar el i-a răspuns: Canonul bolnavului este patul patul suferinței, să rabzi boala cu mulțumire și să te mântuiești. Cât mai poți zi Tatăl nostru, rugăciunea Doamnei Iisuse, Sfinte Dumnezeule, crezul, Doamne ajută și dacă nu cârtești în boală și te spovedești regulat, dobândești viața veșnică înaintea multora. Frații l-au întrebat, care este cel mai greu păcat din lume? Cel mai greu păcat care stăpânește în lume astăzi este necredința în Dumnezeu că de aici se nasc toate păcatele pe pământ că dacă omul nu crede și nu se teme de Dumnezeu, nu mai are niciun sprijin, nicio nădejde, nici o bucurie, niciun scop pe pământ și cade în toate relele și în prăpastia deznădejdii de care să ne izbăvească Hristos și Maica Domnului. Odată au venit câțiva preoți duhovnici la Părintele Paisie și l-au întrebat despre taina Sfintei Spovedanii, iar bătrânul suspinând, le-a zis Ei, părinților duhovnice, este tare grea, mai ales în zilele noastre, Păcate multe, credință puțină, rugăciune din fugă, vremuri de pe urmă. Numai mila lui Dumnezeu ne poate mântui.